Sfintele mucenițe Zenaida și Filonila, surorile sfinte, au rămas cunoscute prin credința și curajul lor. Originare din Tarsul Ciliciei și potrivit tradiției bisericești, înrudite cu Sfântul Apostol Pavel, ele au ales să renunțe la averea lor pentru a urma credința creștină. Educate în duhul credinței de fratele lor, Iason, au fost printre primii medici creștini care au practicat fără acceptare remunerație, inspirate de exemplul Sfântului Evanghelist Luca. Stabilindu-se în munții Pelionului, Zenaida și Filonila au transformat o peșteră în refugiu pentru creștin și în centru de vindecare, oferind ajutor tuturor celor în nevoie, fără deosebire. Filonila s-a dedicat medicinei, depășind superstițiile păgâne ale vremii, în timp ce Zenaida a avut o înclinație către pediatrie și tratamentul tulburărilor psihiatrice. Viața lor a fost un exemplu de altruism și credință, făcând din locul lor de retragere un simbol al speranței și alinării. Cinstite pe 11 octombrie în Biserica Ortodoxă, Sfintele Zenaida și Filonila inspiră și astăzi prin exemplul lor de iubire necondiționată și jertfă, reamintindu-ne de esența adevărată a slujirii creștine.